Bună ziua, bine v-am găsit. Data de 5 iulie 2023 și am zis să vă arăt, am făcut și eu un test, să vă arăt acest test de creșterea reginelor în prezența altei regine. Și aici azi ar trebui să fie clozat reginele din Boci, dar înainte de asta trebuie să-mi prepar fumul. Aici avem un o pompiță, iar aici am soluția, fiindcă trebuie să să luptăm pe toate fronturile cu puietul văros. Chiar dacă nu există, o să luptăm cu el, asta este. Aici am o soluție, adică pe bază de apă și apă oxigenată, la 4 litri de apă se poate pune 50 de mililitri de apă oxigenată de 3%. Bun, acum îmi pregătesc acest fum, așa îi zic eu, fum, dar nu-i fum, normal că nu-i fum. Această soluție pe care o folosesc pentru a stropi un pic peste albinuțe să se dea la o parte. Ele, luând această soluție, intră în contact cu apa oxigenată și mai omoară din acei fungi. Folosim și așa ceva. Bun. Acum vorbim despre acest test al meu cu creșterea reginelor. Este un este o metodă luată dintr-o carte și se numește metoda Piana în prezența reginei. Și nu pricepeam eu exact cum vineau ordonate aceste rame în colonia crescătoare, fiindcă eu am crescut regine în prezența reginei, dar am ordonat un pic diferit. Și acum o să vă arăt și vouă cum am procedat și să vedem dacă ai clozat reginele. E o colonie puternică, trebuie să o urmăresc și dacă nu cumva și-a tras niște boci pasagere. Iată, albina are un refugiu. E multă albină, e o colonie puternică și e multă albină. Au început să și propolizeze. Propolizează foarte, foarte tare. Bun. Și prima dată mă interesează dacă o ecloza reginele. Înainte să ne uităm, să vă explic ce înseamnă această ordonare a ramelor. Deci, trebuie mâncare, ramă cu puiet căpăcit, puiet căpăcit, puiet larvar și rama crescătoare. După care urmează restul ramelor din cuib, puiet căpăcit și restul ramelor din cuib, așa în ordinea cum au fost ele. Și se dau la crescut 10 boci, 10 larve la crescut, din care vor fi luate în creștere între 4 și 6 bucăți. Bocii se dezvoltă foarte, foarte bine. Acum să văd dacă e clozat, azi trebuiau să eclozeze, da?
s-ar putea și o întârziere de o zi, dar să văd acum. Să văd dacă au eclozat. Încă n-au eclozat. Vor ecloza înseamnă că vor ecloza înseamnă că mâine. Bun. Deci cam asta este. Deci am dat aceste boci, aștept să eclozeze și ceea ce am eu de făcut este să urmăresc un pic bocii pasagere, dacă ar exista, să vedem dacă colonia nu cumva și-a tras boci pasagere, fiindcă aici avem aceste botcuțe. Și e bine să ne uităm asta pentru ca nu cumva să ne trezim că vor roi. Să ne uităm pe acele rame care au fost date cu puiet. Să căutăm bocile eventual pasagere care apar. Bine, puiul. Căutăm eventualele boci. De menționat la această metodă este că trebuie să aibă urdinișul deschis și la și în zona în care sunt date larve. Arată bine, nu avem boci. Să le dau înapoi cât mai repede rama cu bocile respective crescute. Aici avem o diafragmă Hahnemann care separă zona reginei de bocile respective. Bine, bocile se pot folosi cum doriți dumneavoastră. Eu am ales o metodă mai aparte. Am izolat, adică am izolat, am orfanizat o colonie. Am orfanizat o colonie acum 5 zile. Punem înapoi această ramă. Punem înapoi la căldură. Și trebuie să arunc o privire în cuibul reginei, fiindcă
având aceste regine, s-ar putea, aceste boci, s-ar putea să-și crească și ea boci, nu e mare lucru. Ia să dăm cu un pic de stropilic din asta, stropim un pic. Iată ce fain se retrag albinele. Dăm și aici un pic. Bun, și am dat eu aici o ramă la crescut. Acum să vedem dacă totul e în regulă. Foarte mult propolis. Acest propolis e benefic, e și el un antibacterian foarte puternic. Au crescut frumos rama. Uite, dacă e matca pe aici. Foarte, foarte frumos au crescut rama. Eu am dat ramele, l-a crescut un pic mai târziu. Fiindcă în perioada asta nu prea mai este interesată de trântori așa tare. Mai mult construiește foarte fain ramele cu celulă de albină. Așa, așa cum se îi iau un pic la rând ramele să vedem dacă nu cumva a apărut vreo botcă pe undeva. Ramă urâtă. Foarte, foarte mult propolis. Miroase a iarnă acest propolis, sincer. Depune foarte, cu mult mai repede propolis față de anii trecuți. Acum îmi îngreunează mie lucrul la stupida. E și benefic. Avem aici puietul. A intrat o albină pe dedesubt. Nu are boci. Nu are pe această ramă. Ia să văd pe unde mi-a intrat mie. Prefer să mă înțepe decât să mă gâdile pe mine pe aici prin haină. Ridic vreo două rame și am terminat cu această colonie, adică verificarea bocilor, mai bine zis, că aia mă interesează.
A, și mai e o chestie, mă interesează larvar. De acum vrei, nu vrei, te gândești la albina de iernat. Trebuie să iei în considerare și albina care va ierna. Acum am văzut că tot este o, așa zic, un război împotriva reginelor roșii sau a becaului. Uite, această colonie, de exemplu, are o regină roșie. N-a fost afectată de puiet văros. Totul e în regulă. Da, are larvar, e frumos. Are și păstură și un pic de miere. Acum e bine să aibă numai un pic de miere, să zic așa, fiindcă poate depune puiet în cantități foarte, foarte bune. Mai ridic o ramă și l-am lăsat în pace. Da, e foarte, foarte fain. Nu sunt boci. Puiet larvar este în cantități bune. Acum să văd când o ecloza acele mătcuțe. Eu sper să eclozeze. Azi trebuie să eclozeze. Poate la noapte. Asta voi vedea mâine mai exact. Deci foarte bine arată colonia. Opa. Mai dăm cu un pic de apă din asta, cu apă oxigenată. Dispare instant, dispare, că albina o curăță. Îi dau rama înapoi. Și asta este, așteptăm și noi această floare a soarelui să înflorească. Bun, acum ce mai fac? Îi dau un pic de turtă proteică, văd că și-a mâncat-o pe ei. Iată, avem aici turta proteică. Așa. Și mă duc să-i aduc un borcan de sirop cu uleiuri esențiale, hrean. Și restul ingredientelor din acest sirop, o să-i dau. Am luat numai borcanul cu mine. Capacul nu l-am. Iată, acesta e un sirop mai mult așa de stimulare. E un fel de a preveni bolile. Iată, avem așa trei găurele mici.
punem deasupra și totul e în regulă. Mâine când vin să verific, doar verific eclozarea acelor regine. Așa. Punem înapoi înălțătorul. Înălțătorul la loc, aici rămâne descoperit aer, să aibă aer. Albinele este intrat în grevă, că nu știe unde le e colonia, o găsește ele. Și cam asta este, iată, o metodă de a crește regina. Puține, adică pentru stupina proprie acolo, crești câteva regine. Dacă eclozează mâine, eu sper să eclozeze acum de nou, nu cred că au pățit ceva acele boci, să eclozeze și o să vă arăt mai departe ce voi face de asta mâine. Trebuie să am reginele eclozate ca să pot continua. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!